Un întreg sat din comuna Roșia de Amaradia este în pericol din cauza alunecărilor de teren care avansează la câțiva ani. Primarul localității dă vina pe șefii complexului energetic Oltenia, care au lăsat fosta zonă minieră în voia sorții, fără să facă lucrările de consolidare impuse prin lege. Urma excavării miniere a rămas o groapă, ca urmare a ridicării cărbunelui din zona respectivă. Și nu se întâmplă altceva de fiecare dată când plouă decât să se surpe, având în vedere că e o groapă și tot ce e pe marginea gropii, că e pământ, că e pădure, se surpă în interiorul gropii. Primarul din Roșia de Amaradia spune că a ridicat problema atât conducerii județului cât și șefilor complexului energetic Oltenia. Singura măsură, așa zisă, de protecție care s-a luat în cazul surpării terenului este una hilară. Poliția a îngrădit zona cu o bandă. S-a extras cărbunele și a rămas în urma cărbunelui o groapă logică. La circa o lună, două, după ce au abandonat zona respectivă și în ceea ce privește drenajul apei, nu s-a întâmplat așa decât să se scufunde 50 de metri într-o zi. 50 de metri pe 20 de hectare. La vremea respectivă a fost o întreagă discuție. Au venit și de la poliție, am marcat zona, ideea asta, ca să evităm să ajungă persoanele în zonă. Edilul spune că groapa imensă poate fi astupată cu steril adus de la unitățile companiei, însă conducerea ce ofentează legea pentru a nu efectua lucrările de refacere a zonei. Încă țin zona fictiv în activitate, pe bază de hârtii. Adică au declarat odată închis, apoi au revenit și au deschis punct de lucru. Pentru că dacă nu au punct de lucru, sunt obligați să execute aceste lucrări de închidere. Înțelegeți? Deci, cu hârtii, să prevalează de hârtii ca să acopere responsabilitățile pe care le au. Reprezentanții complexului Oltenia nu au răspuns pentru a oferi un punct de vedere referitor la acuzele aduse de primarul din Roșia de Amaradia.